Iată așadar. Arbitru, 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 timp, luptă. Avantajul la lunge și, mă rog, înălțimea acolo este de partea lui Lăpușneanu. Iată, începe cu o dreaptă bine aruncată. Gălățeanu, chiar dacă face pasul înapoi, îl face pompând de acolo mereu cu brațul din față, încercând să-l țină pe maxim la distanță. Un doiul binevenit. Maxim își studiază deocamdată căile de atac. Atenție, croșeu de dreapta, urmat de croșeu de stânga și încă un croșeu de dreapta aruncată mai puțin de o secundă de Lăpușneanu. Maxim are experiență, are capacitatea asta de a schimba tactica în funcție de adversar, de ceea ce face acesta. Lăpușneanu are o poziție de gardă înaltă, se apără excelent până acum, iată, însă recepționând un 1-2 cu o dreaptă. Luptă. A căzut o reclamă și Maxim era foarte interesat de stabilitatea acesteia. Excelentă lovitură a ficat, atenție pentru Maxim. Luptă. Răspuns bun Lăpușneanu cu acea lovitură de picior, dar în umăr aruncată. Bine blocat Maxim, atent în gardă, primește însă acea lovitură de picior. Crușul de stânga însă, stop, îl face pe Lăpușneanu să alunece un pic. Nu știu dacă e la zona umedă de acolo, de pe podea, sau de chiar de la croșeul de stânga efectiv. Stop! Nu ține. Ok? Luptă! Da, se vede aici că vorbim de niște luptători compleți care nu neglijează poziția de gardă. Loviturile intră foarte greu acolo, printre sau pe lângă braț. Excelentă dreaptă Maxim, care apoi se apropie de adversar, bine împachetată într-o poziție de gardă elegantă. Stop. Timp. Un clinch, o ciocnire între cei doi. Timp, luptă. Bun blocajul. Rândul Maxim să lovească. Excelentă eschivă din corp. Dreapta lui Lăpușneanu trece departe. Stop! Timp! O accidentare aici, o lovitură într-o zonă care necesită săriturile pe călcâie. Lupta. Ambii răspund bine. Iată cât de bine aruncă Maxim. Croșeu de dreapta la cap, serie la corp. La fel de împachetat în gardă Lăpușneanu, atent la tot ceea ce trebuie acolo. Ultimele se... atenție, lovitură înaltă de picior. Maxim nu spune că nu l-a afectat, dar iată, vine încă o lovitură. E într-o ușoară stare de groghi, cred, dacă se expune atât de mult. Și ce frumos închide repriza Lăpușneanu cu dubla lovitură de picior. Mult peste toate meciurile pe care le-am văzut până acum, pentru că în ring au fost doi băieți care știu despre ce e vorba. Blocaje bune. O contră, au lovit amândoi, parcă un pic mai rapid Lăpușneanu acolo, pe interior. Încearcă aceeași lovitură de picior. Iar își deranjează de faptul că e podeaua probabil umedă și alunecă Lăpușneanu. Bună dreaptă și excelentă combinația.
Iată, începe Cooper, tipul de dreapta. Nu e deloc rău. Iată, din nou o serie bună de lovituri și excelentă lovitură înaltă de picior, combinată apoi cu o lovitură joasă. Maxim a încercat să replice, dar până acum Lăbușneanu este mai clar în tot ceea ce face. Maxim stă prea mult în fața adversarului fără să dea drumul la brațe sau la lovituri. Iată, o dreaptă lungă ce-l ajunge pe Maxim. Blocat acolo Maxim. Deci se apropie în centru cu centrul de adversar, încercând să dea drumul la o serie câștigătoare. Lăpușneanu își păstrează poziția înaltă de gardă și lucrul ăsta îl ajută foarte mult. Excelentă dreapta. E greu să rămână acolo, în acea zonă în care primește foarte multe lovituri, deși antrenorul și l-ar dori mult mai aproape pe Maxim de adversarul său. O contră cu un croșeu larg, Lăpușneanu atenționat de adversar, pentru că a lovit cu cotul. O nouă repriză frumoasă între doi băieți eleganți în ring. Bună dreaptă și apoi urmat de lovitură de picior la înălțime medie. Aici blocajul funcționează perfect. Numai că Lăpușneanu are și alte arme. Scădere de nivel, încearcă să dea drumul la croșee, dar adversarul e pregătit, îl aștepta. E o lovitură joasă, dar nu poate obține mai mult decât o atenționare aici Maxim. Timp! Luptă! Observăm, arbitrul și-a dat seama de faptul că lovitura a fost involuntară. Bun, 1-2-ul din nou, Lăpușneanu, excelent, prezent în ring acolo, Gălățeanul stăpânește lupta până acum, în ciuda acestei lovituri de corp încasate. Stop! Lovitura a fost după stop. S-au ciocnit cei doi, atenție. Lăpușneanu cred că a avut capul mai tare. Luptă! Stop! Se termină repriza. Lui, evident. Lupta. Start în cea de-a treia repriză. Chiar dacă face pasul înapoi, Lăpușneanu e bine blocat, iată. Dă drumul la direct. Sigur, aici croșeu de dreapta, Maxim se bazează pe serii. Atenție, cred că a scăpat proteza Lăpușneanu. Un croșeu de dreapta bine aruncat de Maxim, care e foarte periculos atunci când ajunge aproape de adversar. Mai că lucrul ăsta s-a întâmplat destul de rar în meci. Până acum. Maxim forțează, în timp ce Gălățeanul cu acel 1-2 se depărtează de adversar. Priviți, el aruncă 1-2-ul pentru a pleca apoi de lângă adversar. Lupta! Nu era lovitura asta de picior pentru Maxim, care va forța. Lucrează la cor, bine Lăpușneanu, ținându-și adversarul ocupat. Stop! Stop! Stop!
În lupta asta de aproape, evident că arbitrul trebuie să intervină. E un clinch. Cei doi s-au încurcat. Bună, stânga, aruncată. Un doiul vine. Ambii se blochează destul de bine pe aceste lovituri. Nu e prima dată când încerc cu a doua lovitură prin rotație Lăbușneanu, mergând pe elanul din prima lovitură de picior. Iată, din nou un doi, poziție înaltă, bună, și iată o dreaptă din care își surprinde adversarul. N-a fost o alunecare, cum spune Maxim, l-a prins pe contră. 6. Ok. Sigur, trebuie să-și ia și proteza. Maxim știa că trebuie să riște. S-a deschis mai mult decât de obicei, a încercat să forțeze și dreapta... Luptă! Dreapta a intrat perfect prin garda sa. Cred că și unghiul în care am văzut lovitura a fost atât de clar încât nu au fost dubii. Va forța Maxim acolo, acelea sunt lovituri pe care încearcă să închidă o luptă. Numai că un adversar de experiență va ști să se protejeze. Mai un minut din această luptă și Lăpușneanu simte deja că nu mai poate pierde la puncte această partidă. 30 secunde mai. Un pic mințit aici de antrenor, dar nu e prima dată când auzim așa ceva. 30 de secunde, mai vin 30 și tot așa. Tot timpul mai câte 30 de secunde. Dar la Pușneanu mi-a plăcut pentru că și-a ținut foarte bine firea. Poziția asta înaltă, de unde pleacă loviturile, nu are în niciun moment vreo scădere de nivel. Pumnul pleacă, capul nu urmărește pumnul niciodată. Priviți tot timpul, se apără acolo foarte bine. Stop! S-a antrenat bine pentru un adversar mult mai scund. Avem așadar parte de prelungire în meciul pe care l-am văzut de 3 runde. Cei doi intră din nou pentru chiar ultima repriză de această dată. Repriza care se va decide învingătorul. Timp. Luptă. Serie de lovituri joase pentru Lăpușneanu. Iată și o directă prin gardă, destul de bine aruncată. Are răspuns cu greșeu de stânga tot timpul Maxim, pe dreapta aruncată de adversarul său. Gălățeanul pare un pic descumpănit de faptul că nu a primit decizia după 3 runde. Bun blocajul aici Maxim. Maxim are un spirit ofensiv care poate că i-a impresionat pe arbitri. Multe dintre loviturile lui Lăpușneanu se duc acum în gardă. Ambii lovesc mai mult în gardă aici, atât cu piciorul, cât și cu brațele. Stop! O lovitură joasă pe care Maxim o acuză.
Ok? Ok? Mai jos sau mai sus? Timp? Luptă! Ați auzit ce a recomandat arbitrul Lăpușneanu? Fie lovești mai jos, fie mai sus. Dar evite acea zonă imediat sub centru. Nu e rău croșeul, aruncat de Maxim. O stângă bine dată de Lăpușneanu. Ultimul minut, prin care probabil că se va decide această luptă. Stop! Timp! Colțul alb. E o pauză binevenită acolo pentru ambii. S-au rupt puțin bandajele și mănușile nu mai sunt atât de fixe pe brațe la Maxim. Avea un joc mult prea mare care evident îl deranja pe sportiv. Bună dreapta, nici seria asta nu era. O luptă care e frumoasă, pentru că v-am spus cei doi, mai ales după încă o dată, dreaptă și trebuie numărat, evident. 3. Ba da, din păcate trebuie 4, numărat. E o dreaptă încasată 5, în plin. 6. Ești ok? E ok, pentru că e un băiat rezistent la lovituri, okay? Dar a fost lovit clar acolo. Și sper ca măcar de această dată arbitrii să fie atenți acolo. Stop! În opinia mea, victoria trebuia să fie de prima dată dată pentru Lăpușneanu. We'll be right back.